cursul anilor, începută a coasă în biser fetița mea. Văzând la dânsa, după și-o decedat bărbatul, în durerea care o avem, nopțile de iarnă, stam și cosem cu biserul. Când cos o iconiță, mai ales o iconiță, când se coasă în sucina cea de taină în 3 săptămâni, parcă îți pare că nu mai ai grijă, în suflet ai o liniște, gânduri pozitive, nu mai sunt gânduri cele negative care știm cu toții că ne apasă, grele. E un lucru costisitor, foarte costisitor, ca scoși să investești bani, dar nu îi scoți bani, pentru că sunt foarte costisitor. Nu e atât costisitor lucrarea prânza, cât biserul e foarte costisitor. Prima lucrare a fost fetița și-a procurat rochiță care trebuia cusută în biser. Și noi o cosăm aparte, eu pe la mânici, e fața rochii, spatele. Am participat la o, să-i zicem tot, dar au fost ca un târg, la festivalul folcloric cum era înainte, ștergar și mai cosă. Cineva în sat s-a ocupat cu desenul și mi-a desenat florile, mi-a desenat pânză și eu le-am cusut. Prima mea lucrare are sfat. El dacă ar fi în sat undeva un cerc a mâinilor de bace, un cerc care cineva să ocupe, poate ar veni și tineretul ca să vadă liniștea, să aprofunde în lucrare care bizerul l-ai pus pe culori, nu trebuie amestecat. Lucrarea scoasă fără multă vorbă, fără mai ales o icoană, la care nu trebuie să strigi, nu trebuie să mai sudui oriceva, dar visul meu e să fac o lucrare, nu lucrare, care ar să fie o icoană frumoasă, ca să o pot face cadou la biserică, să rămâie ceva cu amintire.